După ce sala lui de jocuri a fost închisă, Valupul roagă pe Ralph să o ajute să-și recupereze jocul și împreună se îndreaptă spre internet, unde trebuie să se confrunte cu Stormtrooper și virusi periculoși. Astăzi vă voi prezenta pe scurt povestea din Ralph strică tot din 2012 și Ralph rupe netul din 2018. Înăuntru jocului, Fixit Felix Jr., după decenii trăit într-o groapă, distrugând clădiri și fiind aruncat de nenumărate ori de pe acoperiș, Ralph începe să se sature de viața lui în rolul de tip rău și începe și ședințe de terapie cu alți răufăcători care îl sfătuie să continue ca până acum de dragul colegilor săi. Gânditor, Ralph ridică o cireașă și pleacă de la întâlnirea care avea loc în interiorul mașinăriei Pac-Man, trecând prin stația centrală a jocului până ajunge la sala lui de jocuri, unde găsește personajele din jocului, petrecând și sărbătorindu-i cea de-a 30-a aniversare. Deoarece este o parte importantă a salii de jocuri, Ralph merge în penthouse-ul unde are loc sărbătoarea și cere să participe, dar este primit foarte prost de către locuitorii clădirii, care îl umilesc spunând că va distruge totul și că nu există loc pentru răufăcători, ci doar pentru eroi care au medalii. Furios și hotărât să obțină un trofeu pentru a câștiga respectul celorlalte personaje, Ralph începe să caute niște medalii în obiectele pierdute la Trapper's Bar, dar singurul lucru pe care îl găsește este chiloții vechi a lui Zengvi. În momentul în care renunță să mai caute, Ralph întâlnește un personaj complet nebun din Heroes Dirty, un joc FPS în care protagonistul trebuie să urce pe un turn infestat de insecte pentru a obține o medalie. Interesat să obțină premiul pentru a fi respectat în jocul său, Ralph profită de faptul că personajul a fost speriat de un gândac și leșinat și îi fură armura, lăsând soldatul blocat în interiorul dulapului, purtând doar chiloții lui Zengvi. După ce îmbracă armura, Ralph se grăbește la Heroes Duty și reușește să ajungă chiar în momentul în care o fată introduce jetoanele în aparat. Odată ce jocul începe, mii de insecte încep să zboare, încercând să elimine echipa, iar Ralph știe că dacă moare în afara propriului joc, nu va mai putea reapărea. Așa că Ralph începe să fugă disperat până când una dintre creaturile extraterestre îi devorează arma lui Ralph, iar el reușește să transforme labele insectei în puști futuriste superputernice, realizând că unul dintre oamenii săi a scăpat de sub control total. Sergentul Calhoun, liderul echipei, îi poruncește să urmeze programarea, ce se întoarcă la poziție pentru a nu sta în calea jucătorului, dar Ralph se îndreaptă către turnul Cyborg, deschizând laboratorul și eliberând milioane de astfel de creaturi. Înspăimântat, Ralph aleargă către jocul First Person pentru a încerca să se apere și implore echipa să-l scoată de acolo, dar singurul lucru pe care îl poate face este să facă jucătorul să aibă un stop joc, declanșând astfel semnalul care atrage cyborg-urile în lumină, unde acestea sunt incinerate. După ce pierde în Hero Duty din cauza lui Ralph, fata decide să meargă la un alt joc și se oprește în cele din urmă la Fixit Felix. Deoarece răufăcătorul nu este acolo să distrugă clădirile, nu este nimic pentru protagonistul Felix să repare, astfel încât jocul nu poate continua, ceea ce pune personajele în panică. Realizând că jocul s-a blocat, fata îl anunță pe domnul Litwick, proprietarul sălii de jocuri, care pune un afiș de întreținere pe aparat. Acest lucru înseamnă că va chema un tehnician să repare joc, dar dacă profesionistul nu reușește să-l repare, aparatul va fi închis pentru totdeauna, iar toți vor rămâne fără slujbe. După ce afișează anunțul, Kibert ajunge la stația de jocuri și anunță că l-a văzut pe Ralph intrând în Hero Mission cu acea armură uriașă. Pentru a împiedica sala de jocuri să fie închisă, Felix așteaptă și el să închidă sala și merge la Heroes Duty să-l salveze pe răufăcător, dar este confundat cu un cyborg și aproape că suferă un stop de joc. În timp ce Felix încearcă să se apere în fața militarilor, Ralph urcă singur pe clădire pentru a ajunge la medalie și odată ce ajunge în vârful turnului, începe să meargă cu grijă printre sute de ouă de insecte și în cel din urmă reușește să câștige medalia mult așteptată. Cu toate acestea, când pleacă de acolo, calcă din greșeală peste unul dintre ouă care începe să se deschidă, eliberând o mică insectă care se lipește de fața lui. În timp ce încearcă să scape de insectă, Ralph eliberează mii de astfel de cyborgs și cade direct într-o capsulă de evacuare împreună cu insecta lipită de față, zburând prin stație până când ajung în jocul Sugar Rush. În interiorul acestui joc, nava începe să zboare haotic până se prăbușește și sunt aruncați cu asemenea forță încât aterizează în copaci. După aterizarea nu foarte lină, Ralph își dă seama că a pierdut medalia și începe să o caute până o găsește în vârful unui copac. În timp ce urcă pe trunc să recupereze obiectul, Ralph se întâlnește cu Vanloop, un personaj din Sugar Rush, care crede că medalia este o monedă de aur și decide să o ia pentru a putea participa în cursă. Se pare că Vanloop este un glitch în joc și prin urmare nu a primit niciodată o monedă pentru taxa de înscriere, dar acum, cu medalia Ralph, ea poate să plătească în cele urme taxa și să alerge în cursă. Cei doi încearcă să pună mâna pe obiect, începând o cursă prin copac, iar Vanloop reușește să obțină medalia, iar Ralph cade direct într-un lac de mentă. Cu biletul său mult așteptat pentru cursă, Vanloop se îndreaptă către linia de start și aruncă medalia în cupa care înregistrează participanții.
alții. Dar când realizează că Glitch-ul a reușit să se înscrie, regele dulcilor cheamă imediat poliția, adică temuții polițiști gogoși, pentru a opri. În acel moment, Ralph ajunge acolo acoperit de mentă pentru a recupera medalia pe care Vanloop a furat-o, dar înspăimântă pe toată lumea cu aspectul său și distruge complet standurile, rămânând blocat într-o prăjitură. Cu Ralph imobilizat, poliția îl duce direct la castel, unde îi spune regelui dulciulor că moneda folosită de Vanloop era medalia lui și o roagă să-i o dea înapoi, dar monarhul refuză să o returneze și ordonă ofițerilor să îl trimită înapoi în jocul lui, forțându-l pe Ralph să fugă din castel și să încerce să-și recupereze obiectul singur. După ce reușește să scape și să evite polițiștii și câinilor, Ralph îi găsește pe ceilalți participanți în cursă și, știind că toate monedele ajung la câștigător, decide să-i urmeze pentru a-i cere campioanei să-i returneze medalia. Cu toate acestea, când alergătorii se opresc, Ralph realizează că se îndreaptă direct spre Vanloop. În timp ce o urmărește de la distanță, concurenții încep să o hărțuiască pe fată, distrugându-i mașina și aruncând într-o baltă de ciocolată. Dezgustat de scenă, Ralph începe să strige și se năpustește spre alergători pentru a-i speria. Cu mașina distrusă, Vanloop îl convinge pe Ralph să meargă cu ea la brutăria de mașini, unde participă într-un mini joc de decorare, dar Ralph face o gafă și dărâmă toate decorațiunile deodată, construind un Frankenstein din mașinile dulci. În timp ce făceau această adevărată capodoperă, unul dintre angajații brutăriei a văzut totul prin camera de supraveghere și l-a arătat pe regele dulciurilor, care a mers acolo însoțit de temuții săi polițiști. Când sunt înfruntați imediat, Ralph aruncă glazura de dulciuri în fața monarhului și împreună cu Vanloop reușește să fugă într-un vulcan plin cu sifon fierbinte și Mentos. În cel din urmă, liber și cu prima sa mașină adevărată, Vanloop începe să antreneze atât la condus cât și la controlul defectelor ei și cu ajutorul regelui și cu ajutorul lui Ralph devine o șoferiță tot mai bună în castelul său. Regele dulciuri folosește o comandă de pe un controller NES pentru a intra în camera de programare ca să recupereze medalia lui Ralph. Odată ce recuperează obiectul, regele pleacă și merge spre Ralph și odată ce îl găsește, îi returnează medalia și îi spune de ce toată lumea vrea să împiedice participarea lui Vanloop la cursă. Se pare că dacă fata este aleasă de jucători și câștigă competiția, aceștia vor pierde din cauza defectelor ei incontrolabile și jocul se va închide. Când se întâmplă asta, toată lumea va ieși în mod normal din joc, cu excepția lui Vanloop, care fiind o eroare de programare nu va putea să plece și va fi închis odată cu jocul. Auzind asta, Ralph merge la Vanloop, care oferă o medalie făcută de ea, spunând că pentru ea el este un erou, dar personajul negativ o ignoră complet și încearcă să o convingă să nu participe la cursă. Realizând că ea nu va renunța, Ralph nu are altă opțiune decât să distrugă mașina pe care au construit-o împreună, în timp ce ea privește neputincioasă. Același timp știind că nu va mai dura mult până când insecta se va înmulți și va distruge Sugar Rush și toate celelalte jocuri, sergentul se îndreaptă spre sala de jocuri însoțit de Felix, care îl caută pe Ralph. Odată ajunși în modul C, sergentul încearcă să folosească radarul ei pentru a găsi incitronicul, dar particulele de zahăr în acest joc îi duc complet în eroare dispozitivul, determinându-i să umble fără țintă, în timp ce insecta se pregătește să-și depună ouăle. După ce caută o vreme pe jos, Felix repară nava și împreună cu sergentul începe să zboare prin joc în căutarea oricărui semn al țintelor lor, dar micul antreprenor ajunge să irite fata care îl aruncă din modul. Fără nicio modalitate de a-l căuta pe Ralph, Felix merge la castel pentru a întreba dacă l-au văzut pe personajul negativ, dar Sour Bill, omul de încredere al regelui, deschide o trapă care îl aruncă pe bietul bărbat direct în temniță. În același timp, sergentul explorează unul dintre biomuri când solul începe să cedeze sub picioarele ei, dezvăluind mii de insecte ascunse sub pământ. Trist, dar cu mult așteptata sa medalie, Ralph se întoarce la jocul său, unde găsește clădirea aproape complet goală. Ultimul dintre locuitori îi spune atunci că după ce a plecat, Felix a dus după el la Sugar Rush și până acum nu s-a mai întors și știind deja că fără amândoi jocul se va încheia curând, celelalte personaje au decis să abandoneze totul și au mers în alt loc. Simțindu-se prost că a distrus viața tuturor din jurul său pentru medalie, Ralph aruncă obiectul care ajunge să lovească ecranul jocului, dărâmând avertismentul jocului defect. Privind din afară mașina Sugar Rush, Ralph vede designerul lui Vanloop marcate pe aparat. Dorind să afle de ce defectul de programare este tema unei mașini arcade, Ralph se întoarce la Sugar Rush și se apropie direct de bomboane pentru a afla dacă într-adevăr au gustul descris. Speriat să nu fie lins până la dispariție, Sour Bill îi spune lui Ralph că înainte ca regele dulciurilor să apară, Vanloop era o concurentă ca toți ceilalți, dar dintr-un motiv oarecare monarhul a încercat să o șteargă din programare, transformându-o în defectul de astăzi. Dar chiar și cu această informație, Bill nu-și poate aminti motivul din spatele acestui gest, deoarece regele a închis toate amintirile personajelor. În cele din urmă, Bill dezvăluie că este închisă în temniță împreună cu Felix și că aceasta este motivul pentru care regele încearcă să o împiedice pe Vanloop să termine cursa. Pentru că dacă trece linia de finish, jocul se va reseta automat și ea nu va mai fi un defect. În temniță, Ralph îl eliberează pe Felix și dă acestuia resturile mașinii lui Vanloop.
spitalul pentru a o repara. Cu vehiculul pregătit, Ralph merge la fata să se scuze și să o ducă la cursă, care urmează să înceapă. La linia de start, concurenții încep primul tur, dar Van Loop este aproape de ei cu viteză maximă și ajunge rapid pe ultimele locuri, care ajung la faza cu gumă de mestecat. Aici, concurenții trebuie să treacă prin sfere gigant care îi pot zdrobi, în timp ce încearcă să ocolească puterile bonus ale celor mai buni concurenți, exact ca în Mario Kart. Odată ce ajung la următoarea etapă, concurenții trebuie să urce pe un munte de tort, dar când își dau seama că Van Loop îi ajunge din urmă, grupul de răzbunători care le distrug mașina decide să aprindă o bombă cu cireșe pentru a o face să explodeze, dar Van Loop reușește să evite și depășește pe toți cu ajutorul glitch-urilor ei. Imediat ce trece panta, fata în cele din urmă reușește să obțină locul 2, chiar în spatele regelui dulciurilor. La linia de sosire, Felix și Ralph urmăresc cursa când dintr-o dată apare sergent și îi aplică un pumn suprem în fața ticălosului, avertizând că insecta pe care a adus-o s-a înmulțit și acum va devora totul în joc. În acel moment, gândacii zburători ies din subteran și încep să devoreze tot ce le apare în față. Neștiind ce se întâmplă, Van Loop reușește să-l depășească pe regele dulciurilor în câmpuri înghețate, dar monarhul Trișor îi taie calea pentru un traseu neterminat și aproape răstoarnă mașina fetei. Regele dulciurilor, complet nebun acum, își asumă adevărata sa formă de Turbo în timp ce încearcă să o scoată din cursă. Turbo a fost protagonistul unuia dintre cele mai populare jocuri arcade, dar când a apărut un nou joc de curse care a avut mai mult succes decât al lui, Turbo a invadat alt joc și a început să deranjeze jucătorii, ceea ce a dus la oprirea ambelor mașinării. Fără jocul lui, Turbo a căutat Sugar Rush și a reprogramat întreaga lume pentru a-i face pe toți să creadă că el era regele, iar prințesa Van Loop era un glitch care trebuia exterminat. De aceea castelul Dulce are culoarea roz și imaginea fetei este imprimată pe arcade. Concentrată să continue cursa, Van Loop își folosește glitch-ul pentru a-și readuce mașina pe traseu și pentru a ajunge din nou pe primul loc, în timp ce Turbo lovește peretele peșterii și este devorat de una dintre insecte. Între timp, Van Loop accelerează spre linia de sosire pentru a termina cursa, dar insectele provoacă un accident care distruge complet mașina fetei. Fără posibilitatea de a trece linia de sosire, Ralph o ia pe Van Loop și încearcă să o scoată de acolo, dar deoarece ea este încă considerată un glitch, jocul nu-i permite să plece. În acel moment, Ralph își amintește semnalizatorul pe care l-avea în Heroes Duty și decide să încerce să improvizeze unul pentru a elimina aceste insecte. El ia apoi skateboardul flotant al sergentului și merge spre vulcanul Coca-Cola, începând să lovească bomboanele mentolate pentru a le face să cadă în băutura răcoritoare și a provoca o erupție, însă în timp ce încearcă să-și execute planul, Turbo reapare fuzionat cu o insectă pentru a încerca să-l oprească. Cu puterile sale noi descoperite, Turbo îl apucă pe Ralph de picior și începe să zboare departe de vulcan, forțându-l să privească cum Van Loop este încolțită de insecte. Pentru a salva fata, Ralph decide să se sacrifice el însuși și să elibereze din strânsoarea ticălosului, căzând de la o înălțime gigantică direct peste bomboane. Văzându-l pe Ralph în cădere liberă, Van Loop își folosește glitch-ul pentru a trece pe lângă insecte și apucă o mașină pe care o folosește pentru a-l salva chiar în momentul în care acesta era pe cale să cadă în băutură. În momentul în care menta atinge băutura răcoritoare, are loc o adevărată erupție, generând o lumină atât de puternică încât începe să atragă toate insectele spre moarte, inclusiv pe Turbo însuși. Cu dușmanii eliminați, Felix îi repară mașina lui Van Loop pentru ca ea să treacă în sfârșit linia de sosire. În momentul în care fata face acest lucru, întregul joc este resetat și lucrurile se repară automat. Van Loop revenind la postul ei de prințesă și fiind respectată de toți din Sweet Rush, inclusiv de jucătorii care iubesc glitch-urile pe care le face. Cu misiunea sa îndeplinită, Ralph se întoarce la jocul lui, unde invită personajele din alte jocuri deconectate să participe la etape bonus și este respectat de colegii săi din arcade ca cel mai bun ticălos din joc. Acum trecem la Ralph Rupenetu. După o lungă perioadă fără nicio mașinărie nouă în arcade, toate personajele sunt neliniștite când văd că se conectează un nou cablu, crezând că este un joc nou, dar sunt dezamăgite când descoperă că de fapt este un router Wi-Fi. Odată ce Sonic își dă seama de curiozitatea celorlalte personaje cu privire la obiectul misterios, le spune că este un dispozitiv care servește pentru a intra în internet, lumea digitală a oamenilor. În acel moment, agentul de securitate al stației centrale apare și avertizează că niciunul dintre ei nu ar trebui să intre acolo, deoarece este extrem de periculos și foarte dificil să te întorci. Dezamăgită, Van Loop îi spune lui Ralph că vrea un joc nou de curse sau noi trasee pe care să alerge, iar pentru a ajuta băiatul mare, folosește puterea sa pentru a improviza un nou circuit în mijlocul cursei și imediat ce Van Loop vede traseul, ignoră complet comenzile jucătorului și urmează drumul improvizat. Dar omul forțează prea mult mașina și volanul se strică, iar prințesa ajunge în mijlocul mlaștinii de ciocolată. După ce volanul se strică, fata îl cheamă pe Mr. Litwick, care încearcă să repare obiectul, dar îl împinge prea tare și îl rupe în două. Litwick caută apoi pe internet unul nou pe eBay ca să-l înlocuiască, dar când vede prețul își dă seama că obiectul costă mai mult decât profiturile sălii de jocuri într-un an, așa că decide să deconecteze mașinăria și să o trimită la groapa de gunoi. În momentul în care personajele își dau seama că Mr. Litwick va închide jocul, mii dintre ele încep să fugă
disperate spre stația unde vor sta până găsesc un nou cămin. Ralph simte o vinovăție extremă și, vorbind cu Felix, are ideea să caute pe cont propriu volanul pe eBay. Ralph merge la Van Loop și îi spune despre planul său. Împreună trec prin banda de securitate pusă de cabl de alimentare și ajung în interiorul routerului, care este complet gol și oprit. În altă parte a sării, Mr. Litwick termină de configurat modemul și în cele din urmă reușește să conecteze la internet. În acel moment, camera în care se află Van Loop și Ralph începe să se lumineze și apare nicăieri un mic avatar al lui Mr. Litwick care se strecoară prin cablul de internet. Entuziasmată, Van Loop aleargă spre cablu, iar Ralph urmează de aproape, călătorind cu viteza luminii până când ajung în marea lume a internetului. Fără să știe încotro să meargă, cei doi se îndreaptă spre motorul de căutare și găsesc adresa volanului de pe eBay, dar de îndată ce ajung acolo, dau peste o licitație. Crezând că tot ce trebuie să fac este să strige un număr mai mare decât ceilalți oameni ca să câștige, Van Loop și Ralph încep să mărească prețul obiectului absurd de mult, cumpărând volanul care costă $275 pentru $27,000. Dar când trebuie să introduc adresa de livrare, își dau seama că numerele pe care le strigau reprezentau de fapt banii oamenilor, iar când își dau seama că nu au bani, persoana care ținea licitația le spune că au 24 de ore să plătească sau vor pierde obiectul. Fără alte alternative, cei doi caută o fereastră pop-up care promite bani rapid. Când ajung pe site, omul le dă un afiș cu mașina unui personaj din jocul Slot Race, spunând că va plăti $40,000 dacă obține acel obiect. Când ajung în joc, ei încep să exploreze locul și descoperă rapid de ce poartă acest nume când văd un rechin alb uriaș ieșind dintr-un canal și de devorând un câine nu prea prietenos. După ce se plimbă un timp prin oraș, găsesc mașina într-o barcă și sunt în punctul de a fi furată de câțiva jucători, dar apare Shank, proprietarea mașinii, cu banda ei și unul dintre oamenii ei îi elimină pe cei doi folosind un aruncător de flăcări. Știind ce sunt în stare să facă, Ralph decide să iasă din baracă și să distragă grupul, în timp ce Van Loop ia mașina și îl duce pe Ralph pe capotă, în timp ce sunt urmăriți de banda lui Shank. După ce s-au descotorosit de mașină, Van Loop începe să facă mai multe cascadorii nebune până când ajung la un tunel blocat, dar fetița reușește să ocolească obstacolul folosindu-și glitch-ul, iar când vine rândul lui Shank, aceasta poate sări fără dificultate, punându-i pe cei doi într-o încărcătură împreună cu grupul lor. Ralph coboară din mașină și începe să povestească cum a distrus Sugar Rush și care e nevoie de bani să repare lucrurile. Shank le sugerează să facă bani devenind viral pe BuzzTube, așa că Ralph își creează un cont și înregistrează primul său videoclip încercând să devină viral. Urmând exemplul lui, cei doi pornesc spre adresa BuzzTube, dar pe drum primesc o alertă de pe eBay care le spune că oferta lor expiră în 8 ore. Grăbiți, se îndreaptă spre site, unde descoperă că videoclipul Ralph a primit deja 1,3 milioane de like-uri și a devenit viral. Odată ce au ajuns acolo, Ralph reușește să interacționeze direct cu Yes, algoritmul site-ului, și află că videoclipul său i-a adus o imensă avere de $43. Gândindu-se să obțină mai mulți bani, Van Loop are ideea de a se întoarce la Shank și să ceară ajutor într-un alt fel. Dar Ralph este gelos pe admirația fetiței pentru Shank și insistă ca ei să continue cu BuzzTub, imitând ceea ce fac ceilalți și creând conținut. Pentru a impulsiona videoclipul lui Ralph, Yes promite pop-uri pentru a atrage oamenii, iar Van Loop se oferă voluntar să lucreze și ea ca pop-up, direcționând mai mulți oameni către site-ul Disney și apoi către BuzzTube, dar se intersectează cu un grup de Stormtroopers care o urmăresc pe site, trecând pe lângă mai multe personaje celebre. Pe punctul de a fi prinsă, Van Loop folosește glitch-ul ei pentru a pătrunde într-o cameră unde se ascunde alături de prințesele Disney. După ce reușește să păcălească Stormtrooperii, Van Loop primește un apel de la Ralph, care spune că are acum peste $30,000 și că au în sfârșit suficienți bani pentru a plăti volanul. Înainte de a merge pe eBay, Van Loop oprește la Slot Race, își a rămas bun și începe să se confeseze lui Shank. În acel moment, Ralph o sună și din cauza vibrației dispozitivului cade pe podea și răspunde apelului în mod silențios. Neavând habar că Ralph o asculta, Van Loop spune că nu vrea să se întoarcă la vechea viață și că vrea să rămână acolo pentru că acesta este jocul de curse al visurilor ei. Într-un gest extrem de egoist, Ralph intră pe Deep Web și cumpără un virus pe care îl introduce în Slot Race. Odată intrat în joc, virusul începe să circule în căutarea unei vulnerabilități, dar o găsește tocmai pe Van Loop și începe să cloneze glitch-urile în întreg jocul. Realizând că totul este defect, serverul pornește automat procesul de restart, iar dacă Van Loop nu este acolo rapid, va fi ștearsă. Shank încearcă să o ghideze pe fata afară, dar pe parcurs o clădire începe să se prăbușească și cade direct peste ea. Conștient că Van Loop va fi ștearsă din server în scurt timp, Ralph intră în joc și o găsește sub dărâmător, reușind să iasă din joc în ultimul moment, înainte de restart. Când își recapătă conștiința și află ce a făcut
Ralph, Valup este furioasă, se ceartă că își aruncă medalionul pe care îl dăruise, plecând singură pe internet. În acel timp, virusul reușește să iasă din server prin gaura făcută de Ralph și copiază codul unui gigant, crezând că e același tip de defect și se răspândește pe tot internetul, căutându-l pe Valup și distrugând totul în cale. Când o găsesc, zeci de clone ale lui Ralph o urmăresc pe fata până la Seeker, unde se ascunde lângă Ralph originalul. Pe site, motorul de căutare are ideea de a atrage paraziții către antivirus. El apoi cere ajutorul lui Yes, care are o navă ultra rapidă și începe să atragă virus și dar aceștia încep să se unească, formând o mână uriașă care aruncă vehiculul într-o clădire. În exterior, virusul se combină formând un Ralph colosal și în timp ce Valup și Yes fug, răufăcător încep să lovească virusul folosind un cui puternic, dar malware-ul se răzbună lovindu-l cu o lovitură supremă a mâinii sale gigantice, făcându-l pe Ralph adevărat să zboare departe. Apoi îl ia pe Valup și încep să urce pe clădirea Google. În vârf, Ralph reușește să distragă atenția virusului, oferindu-i fetei oportunitatea de a scăpa, dar realizând că a fost prins și va fi eliminat. Valup decide să se predea și să rămână cu virusul, dar Ralph îl convinge că a elibera fata este mai bine și chiar și separat vor rămâne prieteni. În acest fel, toată nesiguranța a codului virusului este corectată și acesta se dezintegrează pur și simplu, dar Ralph, care era în mâna Megazordului, intră în cădere liberă. Pentru a salva, prințesele încep să mobilizeze, iar Moana își folosește puterile pentru a crea un jet de apă pe care Elsa îl îngheață, creând un topogan de gheață pe care o făcătorul alunecă. Apoi Merida își folosește săgețile pentru a monta o parașută cu rochile prințeselor, iar Pocantos folosește conexiunea ei cu natura pentru a chema un vânt care să-l ducă încet în pat și în cele din urmă Tiana își pune broasca să-l sărute pe Ralph. După tot acest haos, Shank adaugă codul lui Valup în Slot Race pentru ca ea să poată reapărea și să rămână acolo fără griji. Înainte să se alăture noului său joc, Ralph recuperează medalia care era ruptă în două și asamblează două cordeluțe, lăsând o jumătate din inimă cu el și cealaltă cu Valup.